Un fotbalist de 23 de ani a murit ieri în timpul unui meci de fotbal în comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc aproximativ la ora 22:40 de minute pe stadionul adiacent complexului sportiv Futsal Arena FMFN. Organizatorul competiției a povestit pentru Canal 5 detalii despre acest caz. Organizatorul competiției anuale de amatori Business League, care se desfășoară pentru a noua oară în acest an, a declarat pentru Canal 5 că înainte de meci, fotbalistul decedat nu a acuzat probleme de sănătate. Era un împătimit al sportului. A adus și un certificat medical eliberat în 16 aprilie, adică avea dreptul să joace, pentru că noi avem o regulă. Nu poți participa fără certificat medical. Dar în timpul jocului, potrivit lui Dumitru, sportivul s-a plâns brusc pe slăbiciuni și greață. Tânărul juca fotbal și pur și simplu s-a prăbușit. A fost ajutat de medic. Apoi au venit două ambulanțe. El pur și simplu a cerut să fie înlocuit. Probabil că se simțea rău. Imediat a venit medicul și a văzut că el nu se simțea bine. El vorbea și apoi s-a prăbușit pur și simplu pe gazon. A fost scos din nou din această stare, a început din nou să vorbească, ambulanța era deja pe loc. Potrivit lui Dumitru, în fața tuturor participanților la meci, tânărul și-a pierdut din nou cunoștința deja sub supravegherea medicilor, dar în ciuda eforturilor depuse de două echipe de la ambulanță, a murit fără să-și revină. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Poliție Chișinău, Natalia State, a declarat pentru Canal 5 că expertul criminalist care a examinat cadavrul nu a găsit semne de moarte violentă. O examinare medico-legală va stabili cauza exactă a decesului. A fost inițiată o anchetă în acest caz.